Între timp, mii de elevi se pregătesc pentru simularea evaluării naționale. Copiii mai au la dispoziție o săptămână. Dacă elevii din ultimul an de gimnaziu au fost deja familiarizați cu ideea acestui test, de curând cei de clasa a 7-a au primit vestea că vor fi și ei implicați în simularea examenului de capacitate. Sunteți pregătiți de simulare? Nu! Nu prea. V-ați pregătit? Ați avut timp să vă pregătiți? Nu. Nu prea m-am pregătit deloc. Nu știu dacă ar fi surpriză, s-a auzit de mai mult timp că se dorește a se da testare și la clasa a 7-a. Eu consider că este un lucru bun în beneficiul elevilor. Dacă această simulare ar fi tratată așa cum ar trebui, cu multă seriozitate de către elevi, ne-am putea da seama de nivelul de pregătire în acest moment și atunci pe ei îi ajută să se poată pregăti și să-și acopere lacunele pe care le-au acumulat până în acest moment. Și la nivel logistic, simularea trebuie pregătită. În unele școli, în primele două zile ale săptămânii viitoare, cursurile vor avea de suferit. Nu ar fi o problemă cu partea aceasta de organizare privind instalarea camerelor de luat vederi. Pe mine mă îngrijorează altceva, că în unitățile suprapopulate va fi greu să se desfășoare corect un proces educațional la celelalte clase, pentru că trebuie să asigurăm condiții de examen elevilor atât de clasa a 7-a și a 8-a, cât și a 11-a și a 12-a. Deci părinții trebuie să înțeleagă că în acele zile programul restul, de la restul claselor va fi dat puțin peste cap. Trebuie schimbat și programul școlii, deci în timpul afectat simulării, deci până la ora 12-12.30, pentru că vom da simulare și la clasele a 7-a și la 8-a. Deci vor fi suspendate cursurile pentru că va fi exact ca la examen, cu camere de luat vederi, cu totul. Și de asta ne afectează puțin orarul școlii. O să trebuiască copiii de dimineață să-i ducem de la 12.30, eventual până la 4, și cei de după amiază până pe la orele 20. Luni, 11 martie, elevii vor avea proba scrisă la limba și literatura română, iar marți, 12 martie, la matematică. Rezultatele vor fi afișate pe 22 martie.